Închiderea discotecilor și interzicerea fumatului pe stradă au fost extinse luni la noi regiuni din Spania, totul pentru a evita o nouă creștere a contaminărilor cu noul coronavirus. Șase din cele 17 regiuni ale Spaniei vor adopta aceste măsuri. Astfel, discotecile și barurile de noapte urmează să-și închidă din nou ușile, iar restaurantele nu vor mai putea găzdui clienți după miezul nopții. De asemenea, va fi interzis fumatul pe stradă când nu este posibil să se mențină o distanță de cel puțin 2 metri față de alte persoane. Întâlnirile vor fi limitate la 10 persoane, iar vizitele la căminele de bătrâni sunt restricționate. Aceste măsuri au fost contestate duminică în cadrul unei manifestații la Madrid, care a reunit între 2500 și 3000 de persoane. Spania este țara din Europa Occidentală care înregistrează cel mai mare număr de cazuri pozitive la SARS-CoV-2, aproape 343.000 și peste 28.000 de decese.